Gabriela Cristea și Tavi Colen sunt două nume cunoscute din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriți și își trăiesc propriile povești de iubire, dar în trecut ceva ar fi fost între ei. Cântărețul a dezlușit misterul și a vorbit despre presupusa idilă dintre el și vedetă. Au apărut zvonuri legate de o posibilă relație între cei doi, încă de pe vremea când Gabriela Cristea nu era cunoscută. Tavi Colen însă a rămas surprins de acest subiect și a spus tot. Vorbim aici de perioada anilor 1999, atunci când Tavi Colen și Gabriela Cristea ar fi fost surprinși în timp ce se îmbrățișau undeva în centrul capitalei. Bineînțeles că zvonurile au început să circule imediat, iar relația reală dintre cei doi a fost pusă sub semnul întrebării. Invitat în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denis Rifai, Tavi Colen a abordat acest subiect și a negat orice fel de legătură cu Gabriela Cristea. Mai mult decât atât, artistul a fost surprins de această întrebare. Ați găsit voi asta în presă? Eu nu știu așa ceva. Este prima dată când aud despre așa ceva cu Gabriela Cristea. Ne salutăm, ne-am mai întâlnit în emisiuni. Nici măcar nu știu câți ani are. Nu știu absolut nimic, asta e nouă. Chiar e o chestie nouă asta cu Gabriela Cristea și m-aș mira să fie ceva scris în presă, eu nu am văzut. Tavi Colen a continuat să fie extrem de surprins de subiectul abordat și a susținut că este posibil să fie o confuzie între numele lui și cel al soțului Gabrielei, Tavi Clonda, care sunt destul de asemănătoare. Poate că a înțeles presa greșit. Să nu fie Tavi Colen, ci Tavi Clonda? Sigur e Tavi Colen. S-ar putea să fie o confuzie de nume. Eu nu știu despre chestia asta, subiectul ăsta chiar mi este străin. Îmi pare rău, dar nu știu ce să comentez, a spus cântărețul.